Vești bune pentru uzina de agent termic și alimentare cu apă Motru. Guvernul României va acorda unității 30 de miliarde de lei vechi. Directorul Eugen Corcoață spune că fondurile vor fi folosite pentru achitarea debitelor către complexul energetic Oltenia și pentru achiziționarea de cărbune. UATA Motru are o datorie importantă către complexul energetic Oltenia. Pentru a evita colapsul unității, executivul a decis ieri să acorde 30 de miliarde de lei vechi pentru a achita din debit. Directorul UATA Motru, Eugen Corcoață, spune că banii au venit la țanc, mai ales că în această perioadă au cheltuieli foarte mari. Dar de primit o primește unitatea teritorială administrativă, spre primăria. Corcoață afirmă că fondurile vor fi folosite și pentru a cumpăra cărbune și păcură. Foarte folositori, în speță banii vor fi alocați pentru achiziționarea de combustibil pentru funcționarea în această iarnă. Cărbune și cel de-al doilea combustibil, păcură. Se vor achita bani pe cărbune și pe păcură. Datoriile UATA Motru către complexul energetic Oltenia se ridică la câteva zeci de miliarde de lei vechi.